2007, Samuel Negoescu a ajutat mai multe familii de bătrâni din Caraș-Severin. Atunci a apelat la ajutorul prietenilor și nu se gândea să deschidă neapărat un ONG. Dar lucrurile au evoluat, tot mai multe persoane aveau nevoie de ajutor și tot mai multe persoane au vrut să ajute. Așa că în 2009 a apărut Asociația Speranță pentru România. 12 ani mai târziu, s-au încheiat 540 de campanii de strângere de fonduri, la care au contribuit cu donații peste 230.000 de persoane. Suma totală strânsă până acum este de peste 5 milioane de euro, bani care au mers spre ajutorarea unor români care aveau nevoie. Samuel Negoescu vorbește la Newsweek Live despre ajutor și despre românii darnici. Bine v-am găsit, domnule Negoescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem chiar de la acest punct, să-mi spuneți cum a cheltuit Asociația Speranță pentru România cei 5 milioane de euro adunați până acum din donații? Fondurile de care vorbiți s-au strâns începând cu anul 2017, când noi am lansat actuala platformă de strângere de fonduri, de fundraising, speranțapentruromania.ro. Înainte am avut un blog pe care am lucrat și pe care ne prezentam cazurile. Dar odată cu această platformă de fundraising, speranțapentruromania.ro, oamenii au fost mult mai darnici pentru că au avut mult mai mare încredere să doneze, pentru că toate donațiile se afișează în mod live. Dacă vă uitați pe site-ul nostru Speranță pentru România, toate donațiile merg individual către cazuri. În mod special, din 2017 ne-am axat pe copiii bolnavi de cancer, leucemie și alte boli foarte grave și mai puțin spre familii sărace, însă avem și astfel de cazuri. Așa încât fondurile care s-au strâns pe site și care se pot vedea la fiecare caz în parte au ajuns în mod individual la aceste cazuri și ei, bineînțeles, beneficiarii noștri pot să confirme lucrul acesta. Cum s-au cheltuit în mod concret? Cel mai mult s-au oferit pentru tratamente, operații și alte cheltuieli pe care, din păcate, copiii bolnavi de cancer, leucemie și alte boli grave le au, fie că sunt în spitalele din România, fie că sunt în spitalele mai ales din străinătate, în mod special din Turcia. Acolo s-au dus foarte multe fonduri, în mod special în Turcia, pentru că avem foarte multe cazuri acolo, iar costurile sunt enorm de mari, discutăm de sute de mii de euro. Așa că fondurile care s-au strâns pe site s-au dus către astfel de situații, în mod special. Dar cum sunt aleși sau cum ajung la dumneavoastră copiii care au nevoie de ajutor? Ei ne caută, ei ne contactează pentru că ei văd pe Facebook campaniile noastre pe care le facem cu alte cazuri. Deci fie ne văd pe Facebook și sunt în acea situație ca cei pe care îi prezentăm, fie prin recomandare. În mod special, cei mai mulți vin prin recomandare. Sunt părinți care sunt cu copiii în spitalele din România sau din străinătate, iar acolo vă dați seama că în spital sunt împreună cu alți părinți care au nevoie de ajutor și ne recomandă acelor părinți după ce au avut o experiență foarte bună cu noi. După ce primesc lunar ajutorul pentru care s-au înscris la asociația noastră sau le plătim tratamente și operații. Și atunci ei ne recomandă la ceilalți părinți. Faceți și voi lucrul acesta pentru că puteți să fiți ajutați. Și în felul acesta, din vorbă în vorbă, prin recomandare, foarte multe cazuri ajung la noi. În momentul de față, de exemplu, chiar acum când discutăm, sunt aproximativ 400 de cazuri de copii bolnavi de cancer, leucemie sau alte boli grave. Un număr foarte, foarte mare, din păcate aș putea spune, pentru că iată, sunt atâția copii care au nevoie. Și cei care vor să doneze, de unde află de dumneavoastră și cum pot contribui? Cei care donează află de noi pe Facebook, pentru că noi facem campanii plătite pe Facebook, campanii de promovare. Este singurul mod prin care noi putem să ajungem la cei care pot să doneze. Pentru că altfel n-ar ști nimeni că noi existăm, că facem ceva și că acești copii au nevoie de ajutor. Deci în felul acesta un potențial donator află de noi. Nu avem, din păcate, alte metode mai bune în momentul de față decât campaniile plătite pe Facebook. E foarte bine că dumneavoastră contribuiți la salvarea acestor copii, că ajutați copii nevoiași sau familii nevoiași. E minunat că, iată, 230.000 de copii, de români, numai la asociația dumneavoastră au ajutat. Dar întrebarea
care ne vine firesc este ce face statul român în acest timp. Pentru că, sigur, acești copii au nevoie de ajutor, dar acest ajutor ar trebui să vină, în primul rând, de la stat. De ce nu se întâmplă acest lucru? Da, aș vrea doar să fac o scurtă precizare. În momentul de față, când discutăm, sunt 283.000, dacă mi-aduc bine aminte, de donatori, nu 230.000. Deci a crescut foarte mult suma între timp, numărul celor care au donat pe platforma noastră. Și ca să vă răspund la întrebare, statul român, dacă discutăm de copiii care sunt în spitalele din România, statul român le acoperă cheltuielile de tratament, adică le acoperă costul radioterapiei și chimioterapiei. Însă multe medicamente, multe tratamente pe care copiii și numai copiii și adulții le au aici în România, le plătește efectiv bolnavul. Și asta mă surprinde și pe mine foarte mult. Chiar de curând am fost în București la o tânără mămică de 33 de ani care avea un dulap plin de medicamente pe care le plătea ea din buzunarul ei, aproximativ 5.000 de lei pe lună, în contextul în care un bolnav de cancer are o pensie undeva la 800-900 de lei. Deci, practic, statul român oferă doar radioterapia și chimioterapia, însă celelalte cheltuieli pe care un bolnav de cancer, leucemie sau alte boli grave, restul nu sunt acoperite. Dar nu discutăm numai de cancer și leucemie, discutăm și de alte boli, unde este și mai grav, de exemplu autismul. Bine, nu este o boală autismul, dar dacă ar fi să discutăm de copiii cu autism, acolo sunt cheltuieli mai mari în care statul român aproape nu se implică deloc sau dacă se implică cu sume extrem de mici. Și atunci părinții sunt nevoiți să apeleze la ajutorul celor din jur. Sunt copii cu tetrapareză spastică, care dacă nu fac terapii, diferite terapii care costă cel puțin 5.000 de lei pe lună, acei copii vor ajunge legumă, bani pe care statul român nu-i acoperă. Dacă discutăm de cei care pleacă în străinătate, de multe ori românii care sunt bolnavi de cancer sau leucemie, deci de boli terminale, aleg să plece în străinătate pentru că în România nu li se dă nicio șansă și pentru că din mărturia lor, vă spun mărturia tuturor celor cu care am avut de-a face și pe care îi cunosc personal, nu li s-a dat nicio șansă, nu li s-a arătat empatie și atunci caută sisteme de sănătate, sisteme medicale mai bune, unde doctorul este empatic cu tine și unde medicii luptă pentru tine până în ultima secundă. Asta este studiul adevărat. Au fost cazuri de oameni care nu au primit nicio șansă în România și care s-au salvat mergând în străinătate? Categoric. Chiar recent am întâlnit în această vară, am cunoscut personal un caz la noi pe site, îl cheamă Victor Ferrar, puteți lua legătura cu el. Este un bărbat intelectual, lucrează într-o mare companie multinațională din România, este director acolo, lucrează acum de acasă. În România i s-a spus foarte clar că mai are 3 luni de zile de trăit, nu are ce să-i facă, nici un medic din România și din lume nu-l va opera, i s-a spus în București. Așa că va trebui să-și încheie socotelele cu viața. La insistența prietenilor și apropiaților, s-a dus în Turcia la o a doua părere. Și practic mi-a mărturisit și am și o înregistrare video care va fi pusă în curând pe site-ul nostru Speranță pentru România, în care atunci când a ajuns în Turcia, medicul i-a pus mâna pe umăr, l-a îmbărbătat, l-a încurajat și a spus: de cancer, Victor, nu se moare chiar atât de ușor. Vom găsi soluții, vom găsi tratamente și vom încerca să luptăm pentru tine. Și practic, îmi spunea Victor, plângeam ca un copil și eu și soția mea lângă el și nu ne vedea să credem cum un doctor foarte renumit din Turcia face lucrul acesta pentru noi. Și ce vreau să spun acum în final este că acest om, acest domn Victor, a fost în final operat când în România s-a spus că niciun medic din lume nu-l va opera. Și totuși în Turcia a fost operat, iar acum boala este în remisie, cancerul este în remisie, el lucrează încă de acasă, se simte efectul cancerului asupra organismului și asupra stărilor generale, dar boala este în remisie. Și omul se bucură de familie pentru care are două fetițe de 12 ani gemene. Și dacă n-ar fi mers în Turcia, în România poate astăzi era, din păcate, nu mai era printre noi.
Și după ce a ajuns în Turcia, bineînțeles, acolo sunt costuri foarte mari, așa a ajuns să apeleze la asociația noastră Speranță pentru România. Ce vreau să spun este că acolo a cheltuit 150.000 de euro. 150.000 de euro. Dar, deși pare crud când spun, a meritat lucrul acesta, a meritat investiția aceasta, pentru că el este încă lângă familia lui și se poate bucura de viață. Ceea ce, după spus, elementelor din România, din păcate, ar fi fost astăzi în groapă. Și mai este un caz că personal, este vorba de o fetiță de, nu mai rețin exact, cred că 3 anișori, de aici, de la noi, din județul Arad, care în România, aici, la noi, în zonă, nu a putut fi operată și, în final, a fost operată în Turcia și acum este bine, din fericire, dar a ajuns deja la costul de 100.000 de euro acolo. Dar astăzi, poate, dacă nu ar fi fost în Turcia, nu mai era printre noi. Ce vreau să spun în final este că trebuie să ne gândim ca părinți, că noi ne ocupăm de foarte mulți copii, trebuie să ne gândim ca părinți. Chiar dacă medicii nu-ți mai dau nicio șansă, și în România mă refer, și spun du-te și nu avem ce să-i facem. Tu ca părinte, dacă știi că mai există soluții în Turcia, în Viena, la Roma sau, mă rog, în altă țară, nu ai cum să nu te lupți pentru copilul tău până în ultima clipă, indiferent de costuri. Așa trebuie să înțelegem tot ce se întâmplă în cadrul unei asociații umanitare și în cadrul unei familii care are un copil bolnav de o boală terminală. Faci tot ce îți stă putință. Chiar dacă poate rațional ajungi să înțelegi că, măi, e cancer, e ultima fază și nu mai există soluții, dar ca părinte nu vei accepta lucrul acesta. Și te vei lupta până în ultima clipă, pentru că dacă nu vei face lucrul acesta, te va mostra conștiința toată viața ta. Pentru că o să spună conștiința ta, dacă aș fi fost în Turcia, dacă aș fi mers în Turcia, poate mai lungeam un an, poate îl salvam, poate se găsea o soluție. Și te-ar fi urmărit gândul acesta toată viața ta. Dar, repet, ca părinte, nu ai cum să nu te luți pentru copilul tău până în ultima clipă, indiferent de costuri. Absolut, pentru că până la urmă, cine poate evalua o viață în bani? Adică nu exact. Cred că există o echivalare. Anul trecut a fost anul în care asociația dumneavoastră a strâns cei mai mulți bani, din ce am văzut, 2,6 milioane de euro. Ce s-a întâmplat? De unde această deschidere a românilor mai mare în anul 2020? Cred că sunt mai multe motive. În primul rând este că noi ne-am, la începutul anului, înainte de pandemie, ne-am mărit echipa. Fără o echipă în spate nu ai cum să gestionezi 400 de cazuri. Nu vă puteți imagina ce muncă este în spate, să stai cu fiecare de vorbă, să îi înțelegi pe fiecare, să empatizezi cu fiecare, să stai să le asculți păsurile, problemele. De multe ori stai o oră și plângi pe ei la telefon pentru că iau nevoie de cineva să se descarce. Și ai nevoie de o echipă în spate. Mărind echipa, am preluat mai multe cazuri și în felul ăsta suma a crescut. Dar unul dintre motive este că, într-adevăr, în pandemie oamenii au stat mai mult acasă și în contextul acesta oamenii au donat mai mult. Noi avem și un magazin caritabil în cadrul asociației și am văzut efectiv în perioada în care oamenii au stat acasă că au crescut comenzile mai mult decât într-o perioadă a altui an asemănătoare, să zicem, lunii mai de anul trecut, când oamenii efectiv au fost blocați în casă. Constatăm în ultimii ani un lucru foarte, foarte interesant și îmbucurător, aș zice. O tot mai mare deschidere a românilor față de donare. Vedem că multe asociații reușesc să strângă bani din donații. E un lucru bun, pentru că s-a discutat multă vreme despre această cultură a donării, care în România nu a existat. Cum ați simțit dumneavoastră aceste schimbări din 2009, de când a apărut asociația dumneavoastră, până astăzi? Cred că un lucru care a contribuit foarte mult la aspectul acesta este social media. Pentru că acum românii au oportunitatea și pot vedea ONG-urile la ei pe telefon, la ei pe laptop. Nu trebuie să auzi zvonuri sau să citești prin reviste sau să te duci la sediul lor. Acum totul este online. Și cred că este un motiv pentru care
românii au început să doneze din ce în ce mai mult. Eu cred că românii au fost dintotdeauna darnici, dar n-au avut oportunitate, n-au avut mijlocul prin care să facă lucrul acesta. Și tocmai asta face acum social media, ne oferă această oportunitate, când tu poți verifica cui donezi, cum donezi, unde se duc fondurile tale și așa mai departe. Bineînțeles că în domeniul acesta sunt și multe escrocării care se fac și noi am fost sub această tentativă tot timpul a unor escroși care au încercat să escrocheze cazurile noastre și au creat conturi false, cazuri false pe Facebook în numele nostru al Asociației Speranță pentru România. Dar în general, eu cred, repet, că românii întotdeauna au fost generoși, dar nu au avut oportunitatea și mijlocul să facă lucrul acesta. Și acum când le ai la dispoziție, iată, ei își manifestă această dărnicie, ca să zic așa, în mod direct. Și lucrul acesta se vede și la noi, la Speranță pentru România și la alte asociații foarte serioase care fac o treabă foarte bună. E chiar un subiect despre care vreau să discutăm. Cum te poți proteja de falși, de escrocii care cer donații mincinoase? Eu ca un om simplu, cum mă pot proteja de acești escroci? Da, aș vrea să vă spun cât de scurt pot eu, cum lucrează ei, cum am văzut că au tactica lor de lucru. Deci ei, vorbim de social media, dar vorbim de Facebook în mod special, copiază cazuri, fie de la noi, de la Speranță pentru România, fie din alte părți, și le postează pe anumite grupuri care sunt create pentru așa ceva, adică pentru ajutor, în mod real. Întotdeauna donatorul trebuie să verifice, să se informeze cine este beneficiarul, să fie sigur că într-adevăr acel caz este real și trebuie să caute mai multe surse de informare. Adică trebuie să fie sceptic atunci când vede un caz pe Facebook, pe un grup undeva, un non-name care cere fonduri pentru ceva anume, o boală, un tratament sau ceva de genul acesta. Și să fie sceptic și să investigheze, să caute informații pe Google sau sub orice formă prin care poate să obțină astfel de informații. Dacă este un ONG în spate, să intre să vadă pe site-ul respectiv cât de bine este pus la punct site-ul, cât de multe informații oferă despre cazul respectiv. Să ceară, dacă se poate, telefonul beneficiarului. De multe ori pe mine personal mă sună persoane care vor să discute direct cu beneficiarul, nu să doneze prin asociație, și îi dăm telefonul beneficiarului și omul respectiv îi donează direct beneficiarului. Deci când ai toate aceste informații la îndemână, atunci acolo este ceva credibil. Dacă informațiile sunt vagi, am văzut foarte multe anunțuri, foarte vagi, fără informații, nici nu știai de unde este cazul respectiv, datele de contact, aveai doar conturile bancare unde trebuia să donezi. Păi nu poți dona cuiva unde tu nu știi sigur dacă vor ajunge banii respectivi acolo. De aceea, noi ne-am străduit foarte mult cu programatorii noștri să creăm site-ul speranțăpentruromânia.ro foarte, foarte transparent. Să nu fii nevoit tu, ca donator, să mă suni, să mă întrebi, vreau telefonul beneficiarului, vreau informații, ci să le găsești toate acolo, cum zicem noi aici în Arad, mură în gură, să le găsești pe site, să nu fii nevoit să le cauți, să fii acolo la dispoziție și în felul ăsta noi am căpătat credibilitate în ochii donatorilor. De aceea 283.000 de oameni au donat în momentul de față pe site-ul nostru, pentru că au încredere. De ce au încredere? Pentru că am creat un sistem informatic, o platformă de fundraising foarte, foarte transparent, în care poți să vezi în timp real ce se întâmplă cu donația ta. Și dacă vrei să donezi direct beneficiarului, îți dăm telefonul lui și poți să-l suni. Vrei să îl contactezi, îți dăm adresa lui, du-te acasă și ajută-l în mod direct și personal. Vrei să iei legătura cu el în spital, îți spunem exact în ce spital este și poți să-l contactezi. Deci donatorul nu este obligat la noi, de exemplu, să doneze neapărat prin noi, ci poate să ajute în mod direct și personal beneficiarul. Și atunci, bineînțeles că donatorul câștigă, noi câștigăm încrederea donatorului în felul acesta. Am remarcat la dumneavoastră, mi-a atras atenția la dumneavoastră pe site speranțapentruromânia.ro, o campanie de donare pentru un bolnav de COVID. A fost nevoie de 40.650 de euro și s-au strâns. De ce a avut nevoie acest bolnav de această sumă?
Din păcate, cazul respectiv, omul respectiv, Claudiu, nu mai este printre noi. Și în urma lui au rămas doi copii în prag de adolescență și o soție îndurerată. Din păcate, Claudiu a rămas cu o datorie foarte mare, cu un credit bancar, și oamenii din Moș l-au ajutat, au ajutat familia, copiii și soția să scape de acel credit. Și am reușit să facem lucrul acesta și mulțumim celor care au făcut posibil lucrul acesta. Aceasta este situația acestui bărbat de 40 de ani care, din păcate, acum nu mai este printre noi. A, deci banii nu au fost pentru el, ci pentru familia lui, pentru a exact. Ajuta familia exact. Lui. Da. Și plecând de la cazul lui, noi acum încercăm să creăm o infrastructură pe site-ul Speranță pentru România să putem ajuta și situații de genul acesta. Când o familie rămâne fără stâlpul casei, cum este cazul lui Claudiu, de care vă povesteam din Timișoara și pe care l-ați văzut și dumneavoastră pe site-ul nostru, familia rămâne descoperită. Ce faci în momentul acela? Cum a ajuns familia respectivă să treacă mai departe? Pentru că le-ar fi fost imposibil financiar vorbind. Și atunci încercăm să ajutăm persoane și post-mortem, adică în memoria lui. În Occident se face lucrul acesta. Sunt campanii foarte multe în memoria unei persoane care nu mai este. Și oamenii donează să ajute familia respectivă sau fac o campanie umanitară în cinstea sau în memoria celui care a decedat. Încercăm să introducem și noi lucrul acesta în România, deși până acum nu s-a făcut așa ceva, nu am văzut campanii la noi. Și mai dezvoltăm încă un aspect foarte important, care în momentul de față nu există în România și românii care au nevoie apelează la GoFundMe.com, o platformă de fundraising internațională. Costurile de repatriere. Sunt persoane care decedează afară în anumite situații neplăcute și nu au fondurile necesare să repatrieze în România. Și atunci deschid campanii de strângere de fonduri pe site-uri internaționale. De ce n-am deschis de pe un site din România? Acum am văzut că prinde teren, apropo spuneați de, adică spuneați de rețele sociale, această donare a zilei de naștere. Și am văzut că aveți și dumneavoastră această opțiune, să-i spun așa. Spuneți-mi despre acest lucru. Cum funcționează donarea zilei de naștere? În momentul de față la noi este în lucru. Chiar astăzi, azi dimineață, discutam cu programatorul aspectul acesta. Se lucrează la implementarea pe site-ul nostru. Va fi ceva deosebit pentru România, pentru că o să mergem pe o altă variantă decât așa cum mai există deja în România. Dar lucrurile sunt simple. Practic, tu îți servezi ziua de naștere și nu vrei din partea prietenilor tăi să mai primești cadouri sau bani sau, mă rog, fiecare ce ți-ar fi oferit. Așa că vei putea pe site-ul nostru, pe speranțapentruromania.ro, să alegi un caz, o familie săracă sau un copilaj bolnav de cancer, leucemie sau altă boală gravă și să deschizi pentru el o campanie de strângere de fonduri. Și practic îți vei invita prietenii tăi, cei care țin la tine, care te iubesc, care ar fi participat poate la sărbarea zilei tale de naștere, îi vei invita să intre pe pagina ta de la Speranță pentru România, deschisă pentru copilașul bolnav, să zicem, și banii care ți-ar fi oferit pe un cadou să-i doneze acelui copil bolnav. Practic tu vei stabili ce sumă vrei să strângi, 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei și așa mai departe, mă rog, ce sumă vrei, și cunoscuții tăi vor putea să doneze pe pagina ta. Pe pagina ta, de la Donează ziua de naștere, vei putea să vezi toți prietenii tăi care au donat, sumele pe care le-au donat și să poți vedea în timp real suma strânsă pe total. Și suma aceasta este automat integrată cu donațiile de la cazul pe care tu l-ai selectat ca să fie ajutat. Deci va fi un sistem integrat mai mult decât se știe astăzi în România. 283.000 de donatori. Cât dintre acești donatori sunt firme și companii private sau de stat, de ce nu? Foarte, foarte puține, dar am observat în ultimul an o creștere undeva la 50% a firmelor care donează. Și asta are o explicație, pentru că nu de foarte mult timp s-a implementat în România că firmele pot să distribuie dividendele
la un anumit timp de 3 luni de zile și practic văd o creștere tot la final de trimestru de contracte de sponsorizare prin persoane juridice. Sunt puține firme care donează, dar chiar nu ne plângem. Cred că se poate și mai mult. Noi acum pregătim o campanie de promovare și de mediatizare a acestui mod de a ajuta prin firmă, pentru că eu am observat, discutând cu mulți dintre cei care ne contactează, persoane juridice, că ei nu cunosc concret cum poți ajuta prin firma ta. Mulți administratori, mulți patroni, să zic așa cum îi numim noi în România, nu înțeleg că de fapt ei nu dau din banii lor. Mulți au impresia în subconștientul lor că dau din banii firmei sau dau din buzunarul lor. De fapt nu dau din buzunarul lor, ci dau din banii pe care oricum îi dai statului ca impozit. Și aici vrem să creăm o campanie de conștientizare a mediului de afaceri din România, că dacă vor să se implice, pot să facă lucrul acesta fără să-i coste absolut nimic. Pentru că banii aceștia oricum sunt banii statului, nu sunt banii lor. Oricum îi dau la stat în formă de impozit. În ultima întrebare, sau de fapt nu e o întrebare, ultima în finalul discuției noastre, aș vrea să mai spuneți odată care sunt toate modalitățile actuale prin care românii pot dona pentru cazurile de la Asociația Speranță pentru România. Îi invit să intre pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Acolo poți să vadă aproximativ 400 de cazuri și să aleagă pe cel pe care îl dorește fiecare. Dau click pe cazul respectiv și acolo citesc toate informațiile și există un buton donează. Când accesează butonul respectiv, se poate dona online cu cardul, care este foarte ușor și foarte facil, de oriunde, de acasă, de pe computer, de pe telefon, deci donație prin online cu cardul. Apoi se poate dona prin PayPal. Foarte simplu, cei care folosesc în mod special, cei din străinătate folosesc foarte mult sistemul acesta. Se poate dona prin transfer bancar. Avem conturi bancare deschise la 6 bănci din România și în lei și în euro la fiecare, pot dona deci prin bancă. Dacă sunteți firmă, puteți alege varianta donez prin firmă. Totul este automatizat, intrați pe site-ul nostru, completați câmpurile care sunt cerute acolo și în mod automatizat se generează contractul de sponsorizare. Acum, mai nou de câteva luni de zile, se poate dona prin BTP și prin Revolut. Foarte simplu, pe baza unui număr de telefon sau un link pe care îl puteți găsi postat pe site-ul nostru la fiecare caz în parte. Și acum suntem în lucru să implementăm și donația prin criptomonede. Cred că vom fi prima asociație din România care vom avea implementată această variantă de donație prin criptomonede, pentru că tot este în trend și aspectul acesta cu criptomonedele. Și toate aceste donații prin card, prin PayPal și prin și prin BTP și prin Revolut se actualizează în mod instant, live pe site-ul nostru. Iar restul în fiecare weekend le publicăm în mod manual pentru că le lucrăm pe baza extraselor de cont. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți și pentru ce ne-ați spus astăzi. E un amestec de sentimente. Pe de o parte e trist să vezi atâtea cazuri cu probleme, pe de altă parte e încurajator să vezi că sunt atât de mulți donatori. Vă urez mult, mult putere de muncă în continuare și să ajutați pe oameni cât mai mult. Mulțumesc și eu pentru atenție, pentru invitație. Este, spun doar câteva secunde, într-adevăr trist. Din păcate, astăzi, între cazurile noastre, un băiat de 16 ani nu mai este printre noi, din Reșița. A pierdut lupta cu cancerul. Iar acum două zile, un băiat de 7 ani a pierdut și el lupta cu o hidrocefalie care i-a culmat viața acum două zile. Bunica lui l-a crescut de la 7 luni. Aștept să mă sune acum ca să îi plătesc tot ce înseamnă mormântarea, noi ca asociație. Este amestec de emoție și de durere, pentru că eu personal ajung să-i cunosc pe cei mai mulți dintre ei, pentru că mă duc acasă la ei, vorbesc cu ei, facem materiale video, foto, încercăm să-i ajutăm prin campanii de promovare și fără dar și poate te împrietenești cu ei.
ei se atașează de tine pentru că știu că încerci să-i ajuți, tu te atașezi de ei pentru că ești om și pentru că îți pasă de ei, sunt și o tată a trei copilași și simți durerea când vezi într-o familie câtă durere și suferință există. Și astăzi chiar asta discutam cu colegele mele acum de dimineață, colega mea Cristina mi-a dus vestea aceasta că Motricală, așa îl cheamă numele de familie, așa îi reținem, nu mai este printre noi. Trist, Aceasta este sincer. partea urâtă a activității. Toți cei care lucrăm aici iubim această activitate, iubim oamenii și facem asta din dragoste pentru oameni. Însă aceasta este cea mai dureroasă parte a activității noastre și asta ne frământă cel mai mult, că nu poți face mai mult decât atât. Nu poți mai mult decât să-i ajuți cu bani, să le plătești tratamentele, operațiile. Da, important e să facem cu toții tot ce se poate. Cred că asta e esența acestei activități până la urmă. Să încercăm până la capăt să facem tot ce se poate. Vă mulțumesc Da. încă o dată pentru tot. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă îndemn și pe dumneavoastră să contribuiți cu bani, pentru că asta e lucrul pe care îl putem să facem, dar poate și cu o vorbă bună, de ce nu, pentru aceste cazuri, pentru că iată că fiecare, noi, putem contribui câte puțin la salvarea acestor oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă îndemn încă o dată să donați. Mulțumesc foarte mult!